Iarna și-a intrat în drepturi și în sala sporturilor Iftimiei Elisei. Chiar dacă temperaturile de afară nu coboară sub valoarea de 3-4 grade Celsius, în timpul zilei, în locul în care se pregătesc copiii intens, se resimt temperaturi destul de scăzute. Și totuși, se pare că cei care vor trebui să ne reprezinte pe viitor în competițiile cele mai importante din județ și nu numai, vor beneficia curând de căldură. În primul rând, mi se pare foarte friguroasă. Ținând cont că nu avem căldură, este foarte frig în sală și mi se pare greu să mă concentrez, da, pe copiilor care sunt echipați foarte sumar. Atmosfera, cum a fost până acum? Frumos, cam rece în sală. Din complexul sportiv Iftimiei Elisei, singura anexă în care are acces publicul larg din localitate a rămas sala sporturilor. Aceasta a fost reabilitată în anul 2006. Renovarea a constat în montarea unei centrale termice, calorifere, schimbarea parchetului și a tabelei de marcaj. Sportivii speră ca autoritățile locale să furnizeze toată iarna energie termică și asta pentru ca ei să își desfășoare activitățile în condiții normale.